Săgeata Năvodar este mai aproape ca oricând de promovare. Rezultatele consemnate în runda 28-a din Liga Secundă la fotbal au făcut ca formația din nordul litoralului să devină principala favorită la locul 2 în Seria Est. Cu 43 de puncte acumulate cu două etape înainte de final, dobrogenii mai au nevoie de un singur punct pentru a fi și matematic promovați. Joi, 30 mai, în etapa 29-a, Săgeata joacă la Năvodar de la ora 18 cu Dunărea Galați. În aceeași rundă, Delta Tulcea, echipă care are 39 de puncte, joacă acasă cu FC Botoșani, acesta fiind ultimul meci din acest sezon. Ocupanta locului 3 cu 41 de puncte, CSE Otopeni stă în această rundă. Astfel că năvodorenilor le este suficient și un singur punct din ultimele două meciuri pe care le mai au de disputat pentru a face pasul spre prima ligă. În ultima etapă, trupa antrenată de Mihai Guliu și Gică Butoiu va juca la Constanța cu Farul.